Este ora 14, bine v-am regăsit. Scandalul școlii în care a fost violat un elev a ajuns la guvern. Premierul Ciolacu cere măsuri după ce în această dimineață s-a întâlnit cu ministra educației, doamna Ligia Deca, după zile în care a refuzat să stea de vorbă cu părinții, directoarea școlii și-a dat în fine demisia. În ultimele zile am asistat la un val de mărturii din partea părinților care s-au plâns de opacitatea celor de la Școala Titulescu din București, refuzul de a dialoga, refuzul de a primi informații referitoare la acest copil agresor, înfiorătoare mărturia mamei victimei care spune că băiatul ei a trecut printr-o perioadă groaznică atunci când a fost abuzat. Încercăm să înțelegem care este sursa acestei violențe pe care copiii trebuie să o înfrunte în școli cât de tare este responsabilitatea, cât de mare este responsabilitatea copiilor și cât de periculos poate fi până la urmă acest fenomen al ecranului pe care copiii îl țin în continuu în fața ochilor, că e vorba despre ecranul televizorului sau ecranul telefonului. Toate aceste gadgeturi duc la înstrăinare și la copierea unor comportamente, unor atitudini pe care le descoperim cu studia poare după ce o lungă perioadă ele sunt tăinuite, tăinuite chiar în școlile în care îi ducem să se formeze, să acumuleze informații și să devină adulți cu respect pentru societate și uh, responsabili, așa cum ne dorim cu toții. Îi mulțumesc foarte mult colegei mele, Adina Bădinchi, este în studio alături de mine. Adina, mulțumesc mult pentru prezența ta o, astăzi Mulțumesc, Laura. Uh, și mulțumesc că ai acceptat rugămintea și provocarea mea de a discuta despre această sursă a răului la care sunt expuși copiii noștri, copiii din jurul nostru. Pe care, la un moment dat, îi pierdem din cauza acestei mode de a sta cu telefonul în față. Nu mai știm cum trăiesc ei cu adevărat, ce se întâmplă în școlile în care noi îi trimitem să învețe. Da, totul în jurul nostru, Laura, este energie. De aici aș porni discuția. Promit să ajung la întrebarea ta. Uh, și atunci uh, ceea ce se întâmplă acum pe cer, pentru că eu vorbesc despre ceea ce știu Sigur. cel mai bine uh, Ceea ce se întâmplă acum pe cer vorbește despre, și am tot spus acest lucru, acest uh, tartor care este Saturn în semnul credinței Spune așa, revolta materiei împotriva spiritului Și în toate, domenii, în ca, în toate domeniile în care vrem să înțelegem sau nu vrem să înțelegem, uh, s-a creat un disconfort energetic spiritual, adică nu a fost suficientă credință, nu a fost suficientă ordine, nu a fost disciplină, nu a fost cunoaștere, respect pentru spiritual, respect pentru uh, școală până la urmă. Uh, acum materia care spuneam se revoltă materie, atunci când spun revolta materiei împotriva spiritului, mă refer la nu numai la bani sau la uh, faimă, mă refer la orice lucru care este de exemplu și excesul cu telefoanele. Uh, pentru că tinerii stau foarte mult, uh, petrec foarte mult timp uh, jucându-se sau chiar uh, pe internet, uh, într-o așa zisă dorință de informare, care pe vremea noastră, mă rog, erau cărțile, sursa informării. Uh, sigur că toate aceste lucruri în exces, pentru că nu este datul firii omului să stea doar pe telefon uh, sau chiar doar la televizor totuși noi ar trebui să citim și cărți, să scriem, să scriem pur și simplu, nu doar să tastăm. Deci, datul firii fiind acesta, bine, s-ar putea să ne fim întrebați, dar cine spune acest lucru? Sunt lucruri pe care nu trebuie neapărat să ni le spună cineva. În momentul în care citești o carte, intri într-o legătură, începi să devii mai melancolic, începi să simți lucrurile cu sufletul. Sufletul este, Neptun este esența relaționării cu Divinitatea. Fără Divin se întâmplă ce se întâmplă. Noi nu putem să spunem că un copil de 11 ani care face ceea ce a făcut, nu putem să nu vedem anormalul situației. Și atunci, revenind la ideea că totul în jurul nostru este energie, atunci când au loc astfel de lucruri, astfel de situații, este clar că ceva scapă de sub control. Se creează o masă critică, de multe ori este o zi foarte agresivă, de exemplu, acum ne aflăm într-o perioadă portal în care se creează masă critică în fiecare zi cu răul, adică să spunem, acum este o planetă a agresivității, de exemplu, acum sunt niște planete responsabile cu agresivitatea foarte prost aspectate. Asta înseamnă că sunt zile în care agresivitatea poate să depășească normele obișnuite. Marte este foarte tensionat, iar Pluto, care este psihicul, nu întotdeauna și violurile și agresiunea sexuală, toate aceste lucruri au corespondență nu doar cu Marte, ci și cu Pluto. Pluto este o planetă foarte greu de controlat, este planeta abisului psihic. Deci niciodată tu nu o să poți să înțelegi psihicul unui violator sau unui criminal, pentru că Pluto te duce până în tenebre. Și este foarte greu să-l decriptezi, cum și noi dacă, spre exemplu, avem o ieșire, avem o, să spunem așa, o criză de nervi sau devenim foarte irascibili sau suntem greu de controlat, este foarte greu să-ți explic ție după aceea ce mi s-a întâmplat. Probabil că tuturor ni se întâmplă ca cel puțin o dată în viață să avem un moment în care ni se pare Că nu mai suntem noi și eu, lucrând cu oamenii, și au tot felul de povești. Doamna, nu știu ce mi s-a întâmplat în acel moment, nu mai știu ce a fost cu mine. Asta nu înseamnă că avem circunstanțe atenuante, să facem orice, doar că avem scuza că Pluto, mă rog, ne duce în niște tenebre și nu mai știm de noi. Sigur că noi Asta se întâmplă să... în cazul adulților care conștientizează, care își pot pune întrebări și care până la urmă au responsabilitate. Este, în jurul nostru sunt foarte multe energii haotice în acest moment. Cei care sunt inițiați în lumea spirituală le văd. Și aceste energii haotice care sunt, este energia războiului, este energia materialității în exces, este energia uh, opulenței, este energia uh, unor lucruri care pe care le vedem tot timpul în jurul nostru și pe care nu ni le permitem și care ne tulbură pe undeva pentru că sufletul și le dorește și dacă nu ești foarte spiritualizat, foarte spiritual, poți să poftești și să te tulburi și să te smintești. Una este când nu vezi nimic și vezi doar uh, lucruri uh, simple și alta este când vezi peste tot, tot ceea ce pe undeva ți-ai dorit și tu și nu poți. Și atunci energiile în jurul nostru sunt foarte bizare în acest moment. Și noi mergem pe stradă aparent trecători, aparent ne plimbăm și de fapt în jurul nostru sunt foarte multe energii ciudate care se intersectează. Și atunci un tânăr sau un copil, dacă are și o astrogramă din naștere mai tensionată, cu probleme, pe un Pluto, să spunem, care este planeta tenebrelor și a întunericului, Poate să, poate și în familie are ceva probleme, dar nu neapărat. Poate a făcut masă critică, o mai avea și un blestem de neam. Nu vreau să speculez, nu știu astrograma copilului care a abuzat, dar dacă aș vedea-o, cu siguranță am avea niște explicații. Dar nu asta este ideea, pentru că până la urmă sunt foarte multe situații de genul acesta. Important este să înțelegem faptul că este o perioadă haotică, totuși, din punct de vedere astrologic și totodată o perioadă atât de puternică, e un paradox, uh, 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 foarte puternică din punct de vedere al invitației către credință, pentru că avem patru planete superb aspectate în uh, semnul peștilor, care este un semn ce face corespondență cu Divinul. Și atunci invitația este să ne creștem vibrația, degeaba o să ne uităm, tot timpul ne vom mira. Ce da, este o anomalie, este ceva grotesc, evident, asta nu poate nimeni să nege, dar totodată uh, trebuie să ni se arate și lucruri de acest gen pentru a înțelege că da, răul există și poate să existe în diferite forme. Nu știi ce copil primește o astfel de trece prin mijlocul unor energii foarte bizare, el fiind copil este sensibil, vin acele energii pe el și are o manifestare pe care nu știe să poate să-și o explice după aceea. Da, pentru că vorbește despre perioada asta haotică. Astăzi, o știre, peste tot, o femeie a fost amenințată cu un cuțit în trafic. Avea familia în mașină și cineva a amenințat-o cu cuțitul. Dar m-aș întoarce, o să discutăm și despre asta, m-aș întoarce la responsabilitatea pe care părinții o au față de copiilor, și față de confortul psihic pe care un copil uh, trebuie să îl arate, și la școală, și în societate, în perioada asta de haos. Părinții nu sunt responsabili doar pentru armonizarea lor, sunt responsabili și pentru crearea uh, unui spațiu de viață, de învățare și de creștere armonios pentru copilul lor. Orice ai face ca părinte, educație, sunt mai multe lucruri care. Uh, sunt în măsură să protejeze tinerii și copiii. Dar aș începe cu cel esențial. Dacă nu există o corespondență corectă cu Divinitatea, cu Dumnezeu mai exact, copilul oricui nu poate să aibă protecție oriunde s-ar duce, oricât de mult ai stat tu ca părinte să-l urmărești, decât dacă el are protecție din partea Divinității. Divinul oricum este prezent oriunde. Dar dacă tu, ca părinte, ții post, spui rugăciuni, te duci la slujbe, te duci la maslu, te duci la liturgie. Ai și un preot duhovnic, te spovedești, te împărtășești, îi faci protecție copilului tău din punct de vedere religios, mă refer sigur că da. Este oriunde ar fi copilul tău, el va fi protejat, oriunde. Există și alte situații, dar nu avem timp acum să discutăm în care se mai întâmplă lucruri și dacă ai toate aceste protecții făcute, dar în principiu ar cam fi suficient, pentru că factori de risc Există și eu am trecut în tinerețe prin situații riscante, chiar foarte riscante, dar având protecție divină, cum se spune, efectiv în momentul în care pericolul a fost la un maximum, s-a întâmplat ceva, a fost efectiv, cel puțin în cazul meu, a fost ajutor divin evident în ultimul moment și am scăpat de pericol dar a fost ceva la o limită atât de strânsă încât a fost evident protecție divină 100%, miracol, miracol absolut. Dacă nu facem aceste lucruri, nimeni nu ne poate garanta că într-o perioadă haotică copiii vor fi în siguranță. Pentru că oricât ai vrea tu să-l urmărești la școală, peste tot, dacă tu nu-i faci această protecție și Dumnezeu și îngerașului, lui, cel care îl protejează peste tot, oricum îngerașii sunt în gardă oriunde. Dar și mai frumos este dacă tu te rogi pentru copilul tău, ți post, faci rugăciune, te duci la slujbe. Este ceva și ție îți dă o siguranță. Și este bine să facem aceste lucruri pentru că rugăciunea face minuni. Este ca și când poți să iei pe un drum unde sunt numai accidente și pericole sau cineva aproape că îți șoptește, nu o lua pe aici, ție ca și copil, Dute într-o altă direcție. Nici nu avem idee câte lucruri se pot întâmpla dacă, spre exemplu, se face masă critică cu niște situații. De exemplu, te duci în vizită la niște prieteni, tu ca și copil. Acolo sunt foarte multe persoane agresive, poate mai vin niște oameni în vizită pe ca... despre care tu nu știi ca părinte, tu știi că s-a dus la un prieten de clasă. Uhum. Dar el s-a dus. Eu am caz, am lucrat cu o mămică, cu un copil care, mă rog, a avut un accident aproape tragic. S-a dus într-o vizită unde erau oameni cu multă agresivitate și s-a întâmplat o tragedie. Ziua respectivă a fost o zi foarte agresivă pentru că am făcut studiu pe povestea aceasta, ziua era cu mare agresivitate pe Marte, pe Pluto și copilul a fost victimă sigură. Dar se întâmplă acum, nu putem să stăm să calculăm în fiecare zi și atunci cel mai sigur este să facem o asemenea protecție. Există două categorii de persoane și de oameni în această perioadă. Unora care li se va părea complet aberant ceea ce spun, adică cum să stau să, ce să mă rog în fiecare zi să. Da, este fix alegerea lor și alții care uh, îmi vor sorbi cuvintele și vor spune, da, așa voi face. Deci, repet, este fix alegerea fiecăruia. Eu spun doar atât, din experiența mea, mm -hmm. dar nu ca astrolog, din experiența mea ca om, protecția divină face totul. Ea este oricum, dar atunci când și tu. Faci ceva, este și mai plăcut. S-a discutat mult despre chestiunea aceasta a religiei în școli. Au fost părinți care au spus că nu e tocmai potrivit, că trebuie lăsat la latitudinea copilului, atunci când el va fi adult, să decide dacă va vizita sau nu biserici, dacă va învăța sau nu religie, dacă va simți chemarea credinței. Este, există, se pune problema în acest fel nu știu ce motiv sau de ce au spus că nu ar fi potrivit în școli. Ea. Nu știu. Probabil pur și simplu li s-a părut. Sunt state lor. europene în care modelul laic da. este unul încurajat și promovat. Lucrând cu foarte multă lume, am astfel de cazuri de părinți. Știu caz concret. Un părinte care nu a fost de acord, dar puțin în urmă, nu chiar acum, cu această idee de a se studia religia în școală. Da. Și această persoană, dar este caz concret, a avut mari probleme cu copilul în timp. Aparent, nu s-a făcut legătura cu, această, cu faptul că s-a opus. Deci, pe undeva, viața i-a servit o lecție în care tot la Dumnezeu a ajuns. E, repet, caz concret. Uh, și cunoscuți, nu spun din auzite. Și viața a pus această persoană, această mămică, într-o situație în care, repet, tot la Dumnezeu a ajuns. Și și-a dat seama că tot prin rugăciune și-a și -a salvat copilul. Deci, într-un fel sau altul, Universul are și simțul umorului. Adică, bun, înțeleg, să nu se studieze religia în școli, adică să nu-i insufli copilului dorința și iubirea față de Dumnezeu care până la urmă l-a creat pe copilul tău. Deci, este o bizare, nici nu pot să comentez, nu pot pentru că mi se pare ceva absolut bizar. Adică cel care ți-a creat copilul, că noi suntem copilul lui Dumnezeu înainte de orice. Avem și părinți biologici, dar suntem copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște când venim și când plecăm. Nu cred că mai există cineva să aibă frun dubiu că nu Dumnezeu hotărăște când venim și când plecăm. Oricum se știe firul vieții, se știe. Avem cu toții un ceas biologic, am văzut un film absolut senzațional în care bă, bă, îngerul morții bă, are toate ceasurile, ceasul biologic al fiecărui om și le avea pe perete pe toate. Erau mii de ceasuri, sute, foarte multe ceasuri. Și știa exact și el le spunea persoanelor, am venit, peste 10 ani ne întâlnim, peste 15, în funcție de fiecare când urma să moară, el știa exact momentul și cum vine să-l ia pe fiecare. Deci a crede că Dumnezeu nu știe când plecăm sau când venim și că stăm de capul nostru sau că oarecum copiii noștri depind doar. Doar de noi este puțin prea mult, însă noi într-adevăr putem să facem această protecție perioadă din punct de vedere astrologic. Acum, de exemplu, chiar acum când noi vorbim, sunt patru planete în semnul credinței perfect aspectate. Cine merge pe mâna credinței și pe mâna lui Dumnezeu acum este salvat. În orice problemă ai fi, că este o problemă de sănătate, am auzit de foarte multe boli în ultima vreme. Și morți bizare, și boli. Nu este de vină până la urmă cineva. Anume. Ne place de multe ori să spunem este de vină asta. Sau... Și încep tot felul de teorii și așa mai departe. Nu, nu, nu se poate. Noi nu, nu plecăm că este cineva de vină. Acum nu știe nimeni misterul vieții și al morții. Sunt oameni sfinți în viață care au murit prematur. Asta nu înseamnă că aveau vreun defect major sau ceva de genul acesta. Este un mister când plecăm. Dar bolile în general, acum cu Saturn în pești și cu Neptun în pești, au o corespondență foarte puternică cu greșeli. Tu poți să fii foarte spiritual și să ai o problemă de sănătate doar pentru că ai neglijat. Ai neglijat ceva uh -huh. și Universul acum spune, uite, unde ai neglijat, eu îți voi atrage atenția. Deci acolo s-au făcut niște greșeli. Este foarte complicat să analizăm așa fără să știm exact astrograma acelui copil și a celor abuzați, am lucrat cu persoane care au fost abuzate, care au fost cu fete, care au fost violate, am lucrat, au astrograme cu un specific. Este greu de discutat la televizor pentru că sunt anumite planete foarte tensionate, sunt și carme din alte vieți. Este complexă discuția și este delicată, sigur că da, nu prea așa are locul, așa, dar ce pot să spun este că totul are o explicație. Și pentru că vorbei puțin mai devreme despre numărul tot mai mare al morților subite, da. se discută despre asta, Alina. Facem o foarte scurtă pauză și revenim la discuție. Despre energiile periculoase ale acestei perioade extrem de tensionate, împreună cu Alina Bădică, îi mulțumesc foarte mult pentru prezența Alina, vorbei înainte de pauza de publicitate despre uh, morțile uh, acestea subite. Și, într-adevăr, sunt foarte multe știri în perioada asta despre morți subite, mai ales în rândul tinerilor. Da. da, subite și greu de explicat totodată, pentru că este un mesaj, de fapt, acum în tot ceea ce se întâmplă, cu riscul de a părea superstițioși, perioada invită la o analiză foarte detaliată a tot ceea ce vedem. Tot ceea ce vedem este, de fapt, precum un film, care este suficient de fapt să, pe care este suficient să-l urmărim, să știm cum ne situăm, cum ne aflăm. Sunt foarte multe lucruri care ne vizează și pe noi, chiar dacă suntem doar spectatori sau telespectatori, ne vizează. Se transmit mesaje acum prin intermediul tuturor lucrurilor pe care le vedem și dacă un pic ne tulbură sau simțim așa în interiorul nostru o zvâgnire sau ceva care ne agite, este clar că ni se adresează. Vom observa că anumite lucruri pe care le vedem la televizor sau despre care auzim, nu ne provoacă absolut nimic. Atunci înseamnă că nu suntem vizați, nu ni se adresează. Dar dacă auzim despre aceste morți subite sau despre lucruri care se întâmplă puțin într-o anormalitate, înseamnă că Universul vrea să ne transmită ceva. În principiu, este o perioadă în care haosul energetic a căpătat niște proporții nu putem ignora faptul că sunt mai multe tipuri de agresiune. Este o agresiune care are legătură cu ceea ce producem noi, adică orice nervare, orice nervozitate, orice preocupare produce ceva în jur și se creează masă critică, spuneam, pentru că foarte mulți oameni sunt stresați, agitați, necăjiți, tulburați. Uh -huh. Foarte puțină lume o să mai auzim că spune, nu știu câți mai spunem dintre noi ce aș citi o carte sau ce bine mi-ar plăcea, ce mult mi-ar plăcea, Laura, să stăm la o cafea și să vorbim două ore despre copilărie. Puțin probabil, pentru că așa este perioada de așa natură și Universul nu înțelege de ce nu mai facem asta. Adică ce s-a întâmplat? Ce a intervenit de acum 200 de ani? Ce se întâmplă cu noi de nu mai avem această bucurie de a depăna amintiri, de a ne mai uita pe un album de familie, de a sta cu prietenii la o discuție care să nu aibă neapărat o miză sau ceva concret, să se termine cu ceva concret, ce afaceri mai facem sau tu cum te mai descurci. Și atunci este un abuz. Noi facem abuzul. Deci nu realitatea este împotriva noastră. Noi suntem împotriva realității. Când o să înțelegem acest lucru, deja am străbătut jumate din acest drum. Acum, fiecare are un drum spiritual pe care trebuie să-l parcurgă. Vor fi persoane care vor persifla ceea ce spunem noi acum cu siguranță și vor spune ce atât a vorbit despre divin, ce atât a vorbit despre Dumnezeu sau despre lucrurile acestea că noi trăim în concret. Dar din păcate, concretul, adică din fericire, Doamne ajută că este așa, concretul este foarte puternic legat de divinitate. În momentul de... Întotdeauna a fost așa. Dar acum ni se și arată lucruri. Acum ești ceea ce e mai teoretic, adică cu... mi-asum ceea ce spun. Noi, practic, în fiecare moment acum ar trebui să fim conștienți dacă ar fi să dau un sfat, ar fi conștientizat ceea ce vi se întâmplă. Conștienți de ceea ce facem. Una este să arunci ceva pe masă, să fii nervos și alta este să fii să fii, nu știu, armonios. Vine cineva, îți spune ceva sau este o persoană tulburată, o calmezi, o liniștești, liniștești sufletul sau poți să alegi să fii răutăcios, să spui lucruri rele, să te conectezi cu zona întunecată. Și acum, în funcție de frecvența cu care gândurile noastre, de exemplu, putem să ne declanșăm sigur, boli, singur boli, pentru că ne gândim doar la rău, ne conectăm cu lumea întunecată. Și acum energiile fiind mult mai accelerate decât de obicei, bolile se declanșează mult mai repede. Dacă, în schimb, facem fiecare zi, noi ar trebui în fiecare zi, am mai vorbit despre asta, un ritual, să te uiți la lucruri care te liniște, să urmărești filme de dragoste, comedii. De exemplu, umorul este anticancer. Se știe asta în lumea spirituală. Deci, râdeți cât mai mult cu putință. Degrevați-vă de responsabilități. Asta nu înseamnă să nu-ți asumi responsabilități sau să fii neserios. Dar trebuie să ai și o doză, cum spuneam, să nu-i nu să fii copil, să ai și o doză de optimism. Deci oamenii care râd mult, care uh, sunt tot timpul copilăroși, pot părea puțin infantil cei drept. Dar nu trebuie să iei foarte lucrurile să devii prea pătimași. Pluto, care este patima, este și, boala, uh, este și planeta bolilor incurabile. Atunci când ai uh, această patima, atunci când nu mai vezi, nu mai poți să zâmbești pentru că ești prea implicat, prea otrăvit, cum se spune, de obicei se declanșează astfel de boli incurabile foarte dure. De altfel și e greu după aceea, este foarte greu să ți le scoți din aură. Da, iar uh, cazurile despre care vorbeam mai devreme, morțile subite, uh, sigur ele sunt verificate oricât ar suna de cinic. Uh, dar nu pare să fi fost, nu par să fi fost provocate de boli îndelungi pe care da, oamenii să le fi să fie arătat infart, înainte. Sau poate să fie și ceva. Uh, sigur că da. Uh, cu siguranță dacă analizăm cazurile respective, se poate observa. Uh, ce s-a întâmplat? Se spune că în această perioadă, încă o dată, se accelerează oricum. Oamenii au murit de când lumea și Pământul au murit și la vârste timpurii, dar într-adevăr acum sunt multe bizareri. Mm. Atunci când se încalcă foarte multe reguli, noi, ca oameni, încălcăm multe reguli, apar tot felul de de situații de genul acesta. Acum sunt și persoane cărora le este dat să plece puțin mai devreme din lumea asta, fără să încalce neapărat niște reguli, sigur. Da, e sună uh, foarte uh, grav, cinic și trist. Aș vrea să încheiem totuși într-o notă puțin Optimist. mai optimistă, pentru că vine primăvara, pentru că deja pădurile, parcurile au început să fie pline de flori și verdeață, scurtă pauză și uh, revenim. Sunt zile tensionate, zile pline de știri care mai de care mai bulversante. Sunt minutele de final ale discuției noastre, Alina Bădic, și ca de obicei își cerem sfatul, își cerem ajutorul pentru o supraviețuire mai lină în această actualitate asta foarte am tensionată. Am niște comentarii astăzi, am fost puțin mai conectați așa cu zona asta, nu neapărat morbidă, dar până la urmă Face un pic parte din viață și uh, filozofia morții, paradoxal, uh, dar apropo de modul în care trăim și alegem să trăim, există două tipuri de energie în această perioadă, de fapt de când lumea și pământul, viața și antiviața, depinde cum ne poziționăm. Acum, dacă toți suntem vii... Ideal ar fi să ne conectăm la viață, nu să ne gândim la moarte. Uh, și uh, sigur, dacă moartea este privită într-un mod filozofic, nu te agresează absolut deloc. Pentru că iar o logică în natură, că altfel n-ar fi lăsată. Este repede când lumea și pământul. Dar ceea ce facem toată ziua este filozofia saturniană, spunem cu ce te ocupi ca să-ți spun cine ești. Ceea ce facem toată ziua... Automat este o logică, un dat al firii. De multe ori ne supărăm și multă lume spune sunt blesteman, nu mi-a mers bine, am ghinion, a pus ochii pe mine, m-a deocheat, m nu știu ce. Nu. Tu, noi ne condiționăm, pentru că ceea ce facem toată ziua, practic, determină ceea ce ni se întâmplă. Acum, câte persoane am văzut noi să fie vesele, pozitive, să emane bunătate, să fie joviale, chiar și dacă sunt jignite sau tulburate în trafic sau oriunde se duc, totuși să fie permanent agresate? Nu! Pentru că ele emană lucrurile acestea. În schimb, dacă ne enervăm, ne supărăm, tot timpul uh, suntem măcinați de câte ceva, automat că vor începe uh, situații care să ne uh, corecteze. Deci, teoretic și practic, ceea ce facem peste zi, cotidianul acesta, care este luna, luna nu întâmplător, care este responsabilă cu cotidianul, reprezintă și ceea ce declanșează procesul îmbătrânirii respectiv al îmbolnăvirii. Și atunci de foarte multe ori o să observați că ceea ce ne îmbolnăvește sau ceea ce ne tulbură, ceea ce ne scade vibrația, ceea ce ne înconjoară cu întuneric și cu energie densă, care nu este bună pentru că este metalică și este specifică bolilor, este tot ceea ce facem noi peste zi. Dacă tot timpul ești supărat, automat vor veni și bolile. Păcat că nu se văd lucrurile acestea, pentru că dacă noi am vedea ce cauzează în aura noastră, în câmpurile noastre, o supărare și ar putea exista un film pe care să-l vedem la televizor și în fiecare zi să vedem cât am mai adăugat, am mai adăugat, am mai adăugat, până a apărut o boală propriu-zis. În sine, o boală în sine, am fi șocați să vedem. Fie un viciu, fie o supărare, sunt oameni care poartă după ei supărări și angoase și sunt permanent răscoliți și otrăviți de niște trăiri infernale. Și dacă ar vedea în fiecare zi, ar putea cineva, dar nu se poate, nu există, nu s-a inventat așa ceva. Sunt persoane care văd lucrurile acestea. Deci ce se întâmplă zilnic în aura și în câmpurile noastre, am fi îngroziți poate unii dintre noi. De aceea, ideal este să ne gândim foarte bine și să avem cel puțin, măcar un sfert de oră, o jumătate de oră pe zi pe care să o consacrăm. Uh, unui soi de organizare energetică, nici nu știu cum să-i spun, care ar trebui să existe, așa cum există un program, un orar uh, al vieții și mare atenție apropo de programe, mare atenție cum vă programați. Pentru că și program, de spune program. Deci ce program am azi? Adică cum mă programez azi? Dacă două orele petrec certându-mă, dacă după aceea mă inflamez că nu știu ce n-am găsit, câteodată nici nu contează atât de mult. Bun, n-ai găsit ceea ce vrei tu să mănânci. Să spunem că ai o dietă care presupune un anumit tip de alimente și nu le-ai găsit, nu te enerva, nu le-ai găsit mai bine, nu mănânci nimic sau mănânci ce ai găsit, dar nu te enervezi. Uh -huh. Energia este foarte importantă în această perioadă și apropo de proverbul cum îți așterne așa, dorm, chiar așa este. Aceasta este definiția perioadei. Trebuie să fim foarte atenți. Ceea ce facem cu energia noastră în fiecare secundă, nu în fiecare zi, este o atenționare, pentru că acum avem o vibrație foarte puternică, cu patru planete perfect aspectate în pești, trebuie să fim extraordinar de organizați. Și dacă bei apă, spre exemplu, se spune trebuie să bei una, o anumită cantitate de apă zilnic. Trebuie să o bei, dar contează și cum o bei, că dacă o bei nervos, ea nu ajunge în celulă. O teorie foarte interesantă pe care am auzit-o la un medic zilele acestea fabuloase mi s-a părut, dacă nu ă, ești echilibrat, nimic nu ajunge în celula ta. Niciun medicament, pe tu poți să bei apă, tu poți să iei un medicament, nimic nu ajunge în celulă, pentru că tu ești atât de tulburat, încât poți să bei și 10 litri de apă pe zi. Dezechilibrul respinge absolut tot. Și atunci trebuie să mergem la etapa următoare și să înțelegem că ceea ce trebuie noi să urmărim este echilibrul. Din păcate, echilibrul nu este un dat. Nu faci așa și obținut echilibrul. Trebuie să lucrezi așa cum și un sportiv de performanță trebuie să facă zilnic antrenament. Și pentru a fi echilibrați, zilnic trebuie să ne antrenăm. Alina, mulțumesc foarte mult pentru plec, prezența și sfaturile tare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 12 la News Să aveți o după amiază, liniștită.